ce faci, femeie, pe aici? Și mama a spus așa, am fost la toate mănăstirile din județ și copilului nu-i bine. Și atunci mama a spus așa, am venit și la mănăstirea din Suceava ca să îl lipesc de sfânt, ca să se facă sănătos. Și omul celui a zis așa, vai de mine, de ce faci așa? Du-te acasă, eu sunt pocăit, du-te acasă, pune copilul în leagăn și pune-te pe genunchi, fără icoane, fără cruce, fără nimica, roagă-te lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Și spune, Doamne Dumnezeule, mi-ai dat copilul ăsta, dacă are zile de la tine, lasă-l să trăiască sănătos și dacă nu, nu-l lăsa să chinuiască el de pe pământ. Se duce mama acasă, pune copilul, așa cum a spus fratele acela, se duce și pune copilul în leagăn, se pune pe genunchi și se roagă la Dumnezeu și îi spune așa cum i-a spus fratele acela. Și după câteva zile copilul a murit, a terminat cu el. Pe urmă, lui mama i-a rămas așa în minte, în inimă, i-a rămas ideea, dar ce-i pocăința? Nu știe decât de la popa, de la biserică, nu știe de la icoane, de la... nu știe altceva. S-a rugat pentru copil, și copilul, dar el a murit. A murit copilul. Așa cum l-a învățat omul cela, așa, a pus copilul, s-a rugat și copilul a murit. Nu se mai chinuia, mama nu putea suporta chinul copilului. Și pe urmă, după asta, a rămas așa, cu semnul întrebării, a rămas surprinsă în inimă. Deci Dumnezeu i-a dat o idee, i-a dat un gând bun, o părere bună. Un văr de-a lui tata era preot, nu mai era peste drum. Și îi spune lui tata, Ștefane, nu vrei să-ți dau o Biblie? Citește-mi Biblia asta, că Biblia asta e foarte bună, să știi. Tata mai citea cărți, era un om așa mai învățat. Și citește-mi Biblie, nu citi cărți aiurea. I-a dat Biblia lui tata și tata o citit în Biblie. Când o citit tata în Biblie, tot o făcut ce scrie în Biblie. O făcut așa exact cum scrie. Și la un moment dat, amândoi cu mama, o strâns icoanele de pe pereți, o văzut că nu i-au ajutat la copil cu nimic ca icoanele și așa, o luat icoanele de pe pereți, le-o dat foc, le-o ars și cenușa o aruncat un vânt. Dar merge la biserică. Merge la biserică. Și acolo la biserică, când merge, popa aștepta să-i pupi mâna în fiecare duminică și să pupi icoanele și să pui în genunchi și să bată mătăni în fața icoanelor. Tata merge la biserică pentru că era coriști amândoi și fratele lui bunicu era dascăl acolo și vărsul era pop, el merge la biserică. Când merge la biserică, nu mai pupa icoanele. O mers așa o duminică, două, mai multe. Într-o duminică se pune popa la ușă și îi spune așa, Ștefane, pe tata meu îl chema Ștefan Mihăluț din Corn. Ștefane, ai trecut pe la icoane? Dar tata n-a mai spus că de ce nu i-o pupa și mâna lui. Tata o zis așa, părinte, de eu mă închin lui Dumnezeu. Eu nu mă mai închin la icoane, să știi. Când a spus cuvântul ăsta, tata, popa i-a zis așa, ieși afară. Nu te închini, nu așa? Pe urmă îmbla și chema pe toți la biserică, dar pe tata nu-l mai putea chema. Că dacă l-a scos afară, i-a spus, părinte, dar nu mai scos tu afară? Și atunci a început prigoana. L-a scos pe tata afară, tata a făcut la bunica în casa adunare, s-o pocăi și bunica și surorile lui mama și apoi el cu prigonirea pe dânși. În ce sens au fost prigoniți? Pentru că s-au pocăit. Pentru că s-au pocăit. Nu știe ce înseamnă pocăința, dar și scrie în Biblie tot face. Și prin anul 1934 a luat botezul, tata, mama, bunica, bunicul era mort, surorile lui mama, surorile lui tata, cumnață, a luat botezul la adunare la Cătămărești. Pe urmă, tot în blaș îl căuta pe tata, popa așa la apostiu, l-a prins odată la un frate, că el merge duminica și așa pe ascuns la bunica, dar merge din loc în loc la frați care s-au pocăit, merge la dânși ca să studieze Biblia, să se documenteze, să învețe mai mult din Biblie. Popa nu mai intra, mama rămâne cu copiii acasă. Popa nu era departe, era aproape de noi, așa, numai după un cot, vine, și bătea în ușă. Întreba, Marie, Ștefan e acasă? Nu e acasă. Dacă, mai în special seara, ziua, știe că nu se duce.
când spune că nu-i acasă, merge și-l căuta pe la și l-a înspocăit. L-a găsit odată și când l-a găsit, l-a luat la post și l-a pus pe polițist, că el era capitan peste poliție, l-a pus pe polițist și-a dat 25 de curele. Tata a zis așa, Doamne, ai zis că nu mă lași peste putere. Și atunci când s-a rugat tata, a strigat tare și s-a rugat, l-a lăsat polițistul și tata s-a dus acasă. Dar nu s-a lăsat de pocăință. S-a dus în țarnă, tata, și când s-a dus în țarnă, popa a zis în biserică așa, cine-l omoară pe Ștefan Mionuț, îi dau 5 hectare de pământ. Tata era în țarnă la cosit, când s-a dus în țarnă, era o căldură și cald și el era meseriaș, făcea roți, căruțe, tâmplării. Au făcut o coșiță și coșița aceea s-a dus cu dânsa la fântână, cu hățurile și un fier și-o legat și-o scos apă. Când a venit aceea la dânsul ca să-l omoare, tata s-a pus pe fântână așa cum era Domnul Iisus cu femeia samariteancă și-o zis așa, poate vii sete, să vă dau apă să beți, poate vii cald. Ei au băut apă, că și ei erau la cosit, au băut apă tăți, unul câte unul. Pe un tata a zis așa, mai scot-o o coșiță dacă vreți. Și-o mai scos o coșiță și-o băut tăți apă și pe urmă s-a pornit. Și când s-a pornit, unul dintre ei și-a spus, de ce n-ai început? Da, altul a zis, mă, dar n-am vezi, mă, și un bun, mă, un om gospodar blând, mă, are copii, mă, acasă, mă, cum mă să omori omul? Da, eu zic, eu zis, popa, când îi dă 5 hectare de pământ. Oamenii și ea, care au venit la tata să-l omoare, tăți s-au pocăit. Și știu și pe nume, era niște oameni voinici, tăți s-au pocăit și i-am întâlnit în adunare, că eu nu eram pe atunci. Câte persoane erau și s-au pocăit după aceste... 5 persoane erau. Și s-au pocăit tăți din cauza că tata s-a purtat atâta de frumos cu ei și le-a dat apă și atâta de frumos s-a purtat cu ei și ei s-au pocăit și au spus, mă, asta e pocăința. S-au întâlnit cu tata și lui Ștefanie, asta e pocăința. O mai trecut timpul, așa la un moment dat, îi face lui tata, îi face o scrisoare și o trimis-o la Botoșani. L-o trimis pe tata cu scrisoarea la Botoșani, la judecătorie să-i spuie, o scris acolo că tata e comunist și să-i confiște averea. Când l-o trimis pe tata ca să-i confiște averea, s-o dus tata la Botoșani, acolo s-o uită judecătorul, moșule, ce avere ai? Dar tata a spus, am 5 copchii. Când a spus cuvântul ăsta, du-te acasă și vezi să-ți zi treabă. Și comuniștii îți trebuie. Până ce l-a luat pe tata, s-a făcut târziu. El trebuie să vie pe de-a dreptul, printr-o comună, prin Baltar, să de țigani. Era de-a dreptul, era 15 km de la Botoșani. Dar s-o temut și-o venit roată. Dar era în sală și popa și polițistul. Și pentru că era în sală amândoi acolo, când au văzut că tata o scapa și de acolo, dar cum se duce tata undeva, condamnat sau mai știu eu cum, mama intra în post. Intra în post și se ruga, până nu vine tata acasă, nu o să lăsa. Și venind roată din Botoșani, roată pe acolo așa, întâi și întâi s-a dus popa și cu polițistul și a ieșit o bandă de hoți în cale și i-a prins și i-a batut, i-a făcut lac de sânge. Când a venit ca să-i dea banii, probabil. Dar și-au rânduit și Dumnezeu. Când a venit tata, i-a găsit într-un lac de sânge acolo. I-a găsit într-un lac de sânge și atunci ieși îi suie. L-a urcat pe popa în caleașcă, l-a urcat pe polițist în caleașcă, s-a urcat că calul nu s-a dus, el a stat acolo, dar și era înghețați de frig și tot batut și tot însângerați. I-a dus acasă, pe polițist l-a dat la șăfuleasă, pe popa l-a dat la preoteasă. Pe urmă polițistul a spus, măi Ștefane, mă, asta-i calea, mă, asta-i pocăința, mă, că l-a poriclit oamenii pocăiți. El nu știu ce înseamnă asta. Asta e pocăința, mă. Dar păzăște, mă, de popa ăsta, mă, că mă pune, mă, să te bat. Și el e capitan și eu subalternul lui. Și eu n-am ce face. A ajutat tocmai persoanele care au vrut să-i facă rău. Preotul da. Și polițistul satului. Da. Și a fost o mărturie pentru ei, pentru polițist? Minunat. A vrut să se pocăiască? Polițistul cred că s-a pocăit până la urmă. Popa nu. Pe urmă, o mai trecut timpul, s-o mai dus tata mai la un frate și când se uită fratele și-a la pijam, Ștefane,
Vine poliția cu oameni și fratele și-a lăsat așa, știi ce? Tu vină după ușă și eu deschid ușa la tindă și te acopăr acolo, deschid ușa la casă și când intră în casă, tu ieși, te duci și îți dai drumul în pădure, chiar aproape de pădure. Și atunci nu l-a prins, slavă Domnului, o scăpat. Pe urmă, altă dată, nu mai știe ce să facă. Vine popa de acasă și tot că eram aproape și vine popa de acasă și la bataie la tata, tot la bataie, la mama, la tata. A continuat să-i bată deși da, îi salvase viața. Da, da, nu ținu cont de asta. Pe urmă îi spune popa lui tata, uite, te scotem din casă pentru că ești pocăit și strângi religia în sat, te scotem din casă și dăm casa la vichilul boierului. Nu te liniștești, nu vrei să te dai la brază, te scotem din casă. Îl scoate din casă, i-a pus termen, tata așa o rânduit Dumnezeu și a făcut altă casă, în alt loc, pur și simplu i-a scos din casă. Și acum este casa aceea și o stat întrânsa vichilul boierului. Și pe noi ne-au mutat în alt loc. În schimb, acolo ne putem ruga mai mult, era mai multă liniște, dar nu s-o liniști popa. Când o văzut că tata nu se duce la biserică și nu așa, a născut un copil, mama, acela din 1937. Vine mătușa Marioara, că era femeia dascălui, cumnata lui bunicu, cu popa și cu lumea, a intrat în casă ca să boteze copilul. Că mama avea deja vreo 3 nebotizați, nebotizați de popa, și a intrat ca să iei să boteze copilul. A intrat în casă, a forțat ușa, a apucat copilul, l-a băgat popa în apă rece, copilul a făcut epilepsie, s-a speriat că l-a băgat în apă rece și s-a îmbolnăvit copilul și a rămas copilul, trăiește și în ziua de azi copilul, dar are sechele. Are sechele copilul ăsta. E un copil deștept, dar are așa anumite deficiențe. S-a vindecat pentru că mama a postit și s-a rugat și a văzut cum a ieșit din copil așa ca o căciulă neagră. Și copilul a rămas sănătos. E sănătos, nu mai are pedepsie. După ce s-a mutat și când a văzut popa că nu mai poate și nu mai poate să îi facă nimica, ce se întâmplă? Se întâmplă în felul următor. Îi face scrisoare lui mama și lui tata, că a spus că e scapul răului, că e pocăiește, mama merge cu testamentul sub soară în cooperativă și predica Evanghelia, mama. Tata era un om bun, un meseriaș bun, bun. I-a trimis la Iași în judecată să-i judece curtea marțială din Iași. Atât mama, de departe au ajuns cu persecuția împotriva acestei familii de creștini. Da. Au fost judecați de curtea marțială din Iași și condamnați la moarte. 5 copii acasă. O fetiță trăiește și în ziua de astăzi era bolnavă de dizenterie. Mama era însărcinată cu al 6-lea, trăiește și în ziua de astăzi, băietul, cu al 6-lea. Îl cheamă Andrei, era însărcinată cu el și a fost judecat de curtea marțială din Iași și a fost în vagonul de la Auschwitz. În vagonul de la Auschwitz, dacă nu se termina războiul, a doua zi mama și cu tata nu mai era la Auschwitz. Și rămânea copiii singuri, orfani, și mama însărcinată cu celălalt. Așa că Sara i-a băgat în vagon. Și dimineața când se dea drumul la tren, că i-o lăsa de seara până dimineața se dea drumul la tren, dimineața a fost libertate, s-a terminat războiul și atunci au venit gardieni și au deschis, că nu putea să deschidă. În vagoane de animale, eu spus ce era acolo, te îngrozei la gândul că există, mai poate să existe și ceva pentru oameni. Erau și copiii cu ei? Nu erau copii. Copiii erau acasă, dar nu avea voie cineva să intre în casă, să le dea ceva mâncare, să le facă focul, nu aveau voie să intre la noi nimeni. Eram socotiți așa ca oameni ce mai răi, ca oameni pentru că eram pocăiți. Asta e, cum să spun, suferința primelor creștini. Și pe urmă au venit gardienii și au deschis ușa. Și au spus, pentru ce sunteți condamnați la moarte? Pentru credință. Mergeți acasă. Numai 5 zile au durat. De cum eu tremez de acasă? Copiii au stat acasă 5 zile.
Și când s-a întors mama înapoi acasă la copii, fetița aia nu mai era complet sănătoasă, slăvit să fie Domnul, slăvit să fie Domnul. Copiii i-au găsit acasă așa, fetița era bolnavă de dizenterie. Și când s-a întors acasă, o găsit-o sănătoasă și pe celălalt copii o găsi bine. Eu găsi bine pe celălalt copii, pentru că Dumnezeu cred că o trimis îngerul lui și i-a ajutat. Și i-a făcut și le-a susținut moralul și i-a ținut sănătoși. Slăvit să fie Domnul! Asta a fost perioada necazurilor. Pe urmă, după ce s-a mutat în casă, după ce s-a terminat cu așa, popa ăsta mai rău, el de oameni, de rușinea oamenilor, s-a mutat din sat. Și s-a mutat într-un sat vecin și nu a trăit decât 2 ani și a murit de dalac. Ce boală este aceasta? Boala asta de dalac înseamnă te umfli și nu poate să intre nimeni când se molipsește de dalac. Și nu putea nimeni să intre să-i dea mâncare, oriceva. Nu știu Dumnezeu, tata l-a iubit, dar Dumnezeu nu i-a iertat asta, a murit. După ce a murit popa, tata a întinerit. O avut în continuare, pe urmă, după băiatul m-a avut pe mine și pe urmă pe alții și am mai avut încă 3 copii și s-o simțit foarte bine, deci am avut o copilărie fericită, frumoasă copilărie am avut. Câți frați ați avut? 5 băieți și 3 fete. Una care a fost cea mai mare, care a dus greu și eu n-am dus greu pentru că eu am fost mai mică, după război m-am născut. Și au fost pe urmă, s-au făcut adunare, au fost adunare. Pe urmă eu m-am dus la Iași la școală, unde m-am întâlnit cu soțul și m-am căsătorit cu soțul din Volovăț, da? M-am întors la Volovăț, dar fiind de la creștini, eu n-am, în Iași era adunarea de pentecostale închisă, că era fratele pastor, era la pușcărie, tot pentru credință, prin 63. Și soțul umbla la adunare, la baptism. Și m-am căsătorit cu el, fără să știu că el e pentecostal. Asta a fost o minune dumnezeiască. Pe urmă, spune sora mea, tu știi că coca e pentecostal? Nu se poate. Și pe urmă, după ce m-am căsătorit, eram căsătorită, pe urmă ne-am dus acasă la Volovăț, ne-am dus în concediu. Și când ne-am dus la Volovăț acasă, vine socrul și spune... Tu nu vrei să mergi la rugăciune? El spune da. Dar eu zic, unde mergeți? Că auzeam așa niște vorbe. Mergem la rugăciune. Zic, mă duc și eu. Când ne-am dus la rugăciune, când am văzut la rugăciune, că tot se roag, am spus, Doamne, ești atât să sângeri. Și eu n-am știut. Iartă-mă, învățam poezii în fiecare duminică. Și acum spun poezii. Învățam poezii în toată duminica, spuneam câte o poezie, ori la Corne, ori la Iași, ori și la Volovăț am spus. Și mi-a spus, zic, spune, dar nu simțeam că nu-i destul, mai trebuie ceva. După ce am ieșit de acolo, de la rugăciune, îi spun lui soțul, știi ce, tu cheamă pe frat să vii și la noi acasă. Când vedem că toți se roagă și strigă la Dumnezeu și plâng, m-a pătruns. Și când a venit frață și la noi acasă, la rugăciune, nu a durat mult, a venit și poliția. Deci a pornit din nou pregoana comunistă. Și eu m-am fost dus în cealaltă cameră să mă odihnesc, când vine soțul, îmi spune, știi că a fost poliția și a luat Biblia. Biblia asta i-a fost dată lui soțul, bunicăsul, înainte de a muri. Și soțul a pocăit mai târziu, la 13 ani, dar bunicul era pocăit. Aveați o singură Biblie în casă și v-au confiscat-o. Da, numai una, n-am avut mai multe. Dar Biblia aceea care o confisca mereu popa și tot o căuta să o confisce, să o ieie, n-o găsit-o niciodată și este Biblia aceea la unul din frați în ziua de astăzi, care o căuta popa atunci ca să o ieie, când era prigoana așa puternică înainte de a merge la pușcărie. Și acum, la a doua oară, că a venit și fratele pastor și tăți au fost la rugăciune. A doua oară când ne-am adunat, așa m-a făcut Dumnezeu de geloasă, că nu mai aveam răbdare, nu mai știam ce să mai fac. Am devenit geloasă. Am spus, Doamne, dacă trebuie, dăm și dacă nu, nu. Așa aveam o dorință de Dumnezeu, așa aveam o dorință ca Dumnezeu să mă asculte, ca așa sunt eu cu Dumnezeu. Și atunci, după ce m-am rugat așa mai strașnic, am vrut să mă rog, n-am mai putut.
și dacă n-am mai putut să mă rog, dintr-o dată am văzut doi porumbei zburând pe sus, albi, strălucitor, m-am ridicat să prind unul și am primit și lucrarea de vedenie. Pe urmă m-am dus la Iași ca să nasc copilașul. Când m-am dus la Iași să nasc copilașul, i-a făcut o perfuzie și s-a făcut flegmonă în picioruș. O venit mama după mine, că soțul era cu serviciu în Iași, o venit mama după mine și a spus așa, hai la mine să te îngrijesc eu, că ești tânăr, aveam 18 ani. Hai la mine să te îngrijesc, ești tânără și n-ai să te poți și operată cu cezariană și n-ai să te poți descurca. Și m-am dus la mama și na, era copt acolo, înuntru, mă duc la dispensar cu copilașul în brață și doctorul zice așa, eu te trimit la Botoșani, dacă încolo îți dau o salvare, dar înapoi nu știu cu ce vii. Mama nu s-o lega de asta, o zice așa, era cu mine. Știi ce? Poate să îmbli doctorul acolo și să-i atingă un tendion. Să mâie piciorușul, copilul cu piciorușul schilod. Ce faci tu? Am venit acasă, că nu mi-a fost oricum. Am venit acasă, am pus copilașul pe pat, am pus pe genunchi lângă dânsul și același Dumnezeu a venit și-a vindecat copilașul. L-am lăsat acolo, că numai gemea de durere, că era copt acolo, și când mă ridic de pe genunchi și îl disfăr și acolo tot era curs, gol, nu mai era nimic. Mă duc la mama în grădină, mamă, vină repede și vezi că Dumnezeu a vindecat pe baițel. Când vine mama și se uită, da, că ei m-au fost dat deoparte. Și când a venit mama și se uită, da, Dumnezeu pe păcătoși nu ascultă, a zis mama. Și pe urmă vine și tata și se uita și tata și tata a zis așa, noi pe baza ta eram a șaptelea în familie. Deci penultima, noi pe baza ta punem înaintea Domnului. Și tata cu mama au pus înaintea Domnului și au primit și dar de vedenie și de prorocie, că la 12 noapte totdeauna se ruga. Niciodată, dacă mă ducem la 12 noapte, mi-auzem numele în rugăciune la părinți. Totdeauna se rugau. Pe urmă, tata a trecut la credința adevărată și pe urmă s-a îmbolnăvit socru. S-a îmbolnăvit socru, atâta de bolnav. Era un om extraordinar de bun. Nu m-a jignit în 26 de ani niciodată. Niciodată nu m-a jignit. Spui așa, ori așa. S-a îmbolnăvit, a făcut cancer la plămân. O varsa tot plămânul. Îl varsa și m-am dus la doctor și i-am spus, domnul doctor, ce spui ma ta? De cum putem să-l salvăm? Du-te și pregăte-i de mormântare. Era, am vorbit cu el duminica, vine și el lunea să poți să fac ieșirea și te duci acasă și pregătești de mormântare, că pe joi moșul moare. Vin acasă, într-adevăr, pregătesc stă de mormântare și, într-adevăr, joia am început să intre în comă. Aiurie, nu mai judeca, vine soțul de la servici. Ce este? Zic, nu știu, cred că tata moare. El a fugit repede la adunare, o chema frață și s-a rugat pentru dânsul și, pe la sfârșit, când se plece frața acasă, el se ridică în sus, roșu în față, așa, cu niște obrazi roza. Și frața întreabă, na, frate Constant, și cântare scândăm, de dus la deal. Până atâta ne-a rugat și mata vrei, vrem să vii duminică la adunare. O mers duminica viitoare la adunare. Și o mai trăit 17 ani, lui Ezechiel a adăugat 15 ani, lui i-a adăugat 17 ani, dar nu a murit. Pe urmă, când ne-am făcut rază, o crescut plămânul printre tracheie, cum a fost tăstrujit, o crescut înapoi. O spus doctorul, asta nu-i moșul Coca, nu el. Băi, cum, domn doctor, dar uite acolo, de el nu se poate. Și-a trăit 17 ani pe urmă. Altă minune care s-a întâmplat în familie, era copilul bolnav. Atât era de bolnav. Copilul mai... dumneavoastră? Da, da. O făcut cori, s-a ascuns corii și pe urmă nu mai știm ce să fac de dânsul. Ce vârstă avea? 12 ani. Și încet, 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 prin rugăciune, dar odată eram în casă, a fost scutit la educație fizică, de la sport. O răcit core și din cauza că i-o răcit, i s-o ascuns
în loc să iasă afară, i s-o ascuns înăuntru și s-o localiza la plămân. Și la plămân, când plămânul foie, inima atinge de plămân. Deci ele amândouă erau un contrast. Și era scutit de la educație fizică, de la tot. Odată vine acasă și nu mai putea ajunge, așa era de tot era chec de apă, transpirat, nu mai putea ajunge. Se deplasa foarte greu. Da, da. Și pe urmă, într-o seară, eram la soacră mea și am văzut că el atâta e de disperat și atâta e de așa. Am ieșit din casă și am început să plâng. Și soacră mea zice, ce faci? Am închis ușa, am intrat în casă, am încuiat ușa după mine și așa am strigat la Dumnezeu ca leu. Așa am strigat la Dumnezeu ca leu. A doua zi, mama mea avea un văr la Cluj, doctor. I-a spus lui soțul, eu iau banii care sunt în casă și mă duc cu băițelul la Cluj. Să văd ce spune, doar un doctor trebuie să găsesc acolo de specialitate, că el era chirurg. Dar zic, nu trec, că eu am avut aici în Suceava trei frați, doi pe salvare și unul era la confecție. Asta a fost cam la două zile după ce m-am rugat eu așa tare înaintea lui Dumnezeu. Și îl e fratele meu și îl duce la o doctoriță. Avea el un doctor care e pentru copii. Și când îl duce la doctorița și el verifică doctorița, îl consultă, așa, îl pune să facă genoflexiuni. Și atunci doctorița o să așa, domnul Mialuță, copilul ăsta n-are absolut nimic. N-are nimic. Ce e cu dumneata? E complex sănătos. Frate îmi spune, bă, ia copilul și du-l acasă, că nu are nimica. Și atunci am știut că Dumnezeu l-a vindicat. Dar nu numai pe așa, cu date, cu explicații, cu analize, cu așa. Și s-a simțit bine, nu-l mai deranja efortul prea mare. Are 55 de ani, e ca un brad. E ca un brad, slăvit să fie Domnul. Nu are absolut nimic, niciun fel de boală. Făcut armată, a făcut liceu, nu are absolut nimica. E sănătos perfect. Altă minune care o am, în 2003 m-am operat de glandă și mi-au găsit cancer stadiu 4 în glandă. Dar mă simțeam rău, mi-era cald, mi-era frig, transpiram, amorțeam. În tot felul mi-era rău. Și când m-am dus, n-am dat eu importanță cine a spus medicul. Și când m-am dus eu rezultatele la gata, am întrebat, domn doctor, ce este? Că am văzut că el o leacă, era suspicios așa. Nu mai nimic, doamna Cuca, lasă că o să vedeți, o să fie bine. O să mergeți la Cluj, o să vedeți așa, o să fie bine. Ca să nu mă sperie, am venit acasă, n-am reușit să prind așa imediat legătura, dar tare tușem. Și m-am dus la medicul de plămân și când mă duc acolo mă întreabă, da, mă, ta, n-ai niște analize, n-ai ieșit, da, am. Când i-am dat, îmi spune doamna doctor Bilibou, ce pretenții mai ai, mă, ta, doamna Coca, ai cancer stadiu 4, mai 6 luni de trăit și termin. Ce pretenții mai ai de la viață? Am uitat și geanta, am uitat și acte pe masă. O venit și l-a dus la mașină, m-am speriat. Când mă duc la Cluj, am ajuns marța. Marța seara este rugăciune la biserica de pe Malbine. Mă duc la biserica de pe Malbine, am dat și un bilet și m-am dus și în față. Și ne-au făcut ungerea, era plin de bolnavi. Au trecut trei pastori și au pus și mâinile pe capul bolnavilor. Când am ieșit de acolo, am ieșit alt om. Mă duc a doua zi, că aveam programare, mă duc a doua zi la oncologie, când mă duc, văd că pe mine mă lasă la urmă. E pe altă, pe altă, pe mine mă lasă la urmă. Când mă duc înăuntru, îmi spune, doamna Cuca, dar mă, ta nu mai ai nimica. Nu mai ai cancer, nu mai ai nimica. Uite, analizele sunt foarte bune și nu mai ai nimica. Minune dumnezeiască. Minune o mare minune, acum analizele care cândva au dovedit că aveai cancer. O zi înainte. Deci marța au fost analizele aceleași, marța seara s-a făcut rugăciuni și miercurea dimineață nu mi-am mai găsit absolut nimic. M-am mai dus la Cluj la 6 luni, că așa trebuia, m-am mai dus la un an. Acum la 2 ani au spus, ma ta ești complet vindecată, slăvit să fie Domnul. Mai sunt și altele mărturii. Soțul a avut o problemă, tot prin rugăciune, i-a ieșit PSA o mare. Și m-am rugat tare pentru dânsul și când soțul a doua zi, i-a găsit mic. Deci avea 16,8 și când s-a dus a doua zi la doctor, 0,98.
Astea sunt mărturiile care am vrut să depun, să știe toată lumea că există Dumnezeu, există o putere. Există Duhul Sfânt, există puterea lui Dumnezeu pe pământ, există. N-am putut să trec peste vocea Evangheliei fără să fac asemenea mărturisări că atâtea lucruri și atâtea... Am fost pe acolo, prin Israel, pe muntele Măslinilor am fost. Unde s-a rugat Domnul Iisus. Am fost la Gabata. E minunat, e minunat Dumnezeu. Atâtea lucruri frumoase și bune care nu ne rămâne decât să slujim pe Dumnezeu. Eu doresc ca toți ascultătorii să-mi creadă în Dumnezeu, să-L aibă pe Dumnezeu.